Astăzi îmi permit cu această ocazie să vă urez un an bun, un an 2016 plin de împliniri și mai ușor din toate punctele de vedere. Fac asta cu oarește întârziere, dar până astăzi n-am avut ocazia să ne întâlnim față în față. Cu această expoziție deschidem anul expozițional 2016 în Galeriile Evreiene. Urmează, așa cum am obișnuit, cu o periodicitate de 3 săptămâni, o lună de zile maxim, sau la acest interval, să apară o expoziție nouă. Prima expoziție după aceasta va fi Salonul de Plastică Mică, Salonul Național, în 10 martie și vă invităm de pe acum, având grijă să vă mai aducem aminte și întreagă mai evenimente. Ne-am dorit ca această expoziție, așa cum se numește Culorile Primăverii, să fie o expoziție mai destul. Dacă am reușit, văzând pe unii dintre dumneavoastră, văzându-vă expresia în fața lucrărilor, cred că în mare parte am reușit ceea ce ne-am propus. Și din punctul ăsta de vedere, putem să fim mulțumiți și noi, și dumneavoastră, dacă îi face plăcere ce vă. Am să vreau pe cum o să spunem câteva cuvinte, eventual despre lucrări, dacă vreți, ne-am obișnuit să fac. De fiecare dată puneam o expoziție sub semnul unei lucrări sau unei sugestii a unui artist. De data asta am venit pe drum și gândindu-mă la ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și venindu-mă în minte celebrul banc cu milițieni, cine este milițieni și ce vrea ei, am zis să încep și eu cine sunt artiștii ăștia și ce voi. Pentru că am trăit niște experiențe ciudate în ultima vreme în legătură cu niște pretendenți mai mult decât ciudați în legătură cu a face act artistic, am zis să încercăm să dezbatem într-un fel în fața acestor lucrări și această ciudățenie care este artist. De fiecare dată v-am vorbit despre metode, capacități, despre felul în care manevrează, manipulează un artist plastic mijloace plastice. Toate acestea ținând undeva de măestrie, de meșteșug, dacă vreți de artizan. Dar încă nu este artist, nu este dincolo de meșteșug. Această capacitate de a manevra mijloace plastice devine mai repede sau mai puțin repede, devine obișnuită la îndemâna oricui care insistă, care bătătorește. De aici și până la a face cu aceste mijloace plastice artă, se pune problema dacă ai ce spune. Deci artistul, înainte de toate, nu este numai un meșteșugar. E bine dacă este meșteșugar. Dacă are baza aceasta folosirii mijloacelor plastice. Înainte de toate, el devine, pentru cei din jur, devine un ciudat. Pentru faptul că, încă de la prima vedere, el e altfel. Gândește altfel, vede altfel, se încontrează altfel, chiar și atunci când se supune, se supune altfel. Privind în ansamblu această expoziție
și raportat la ce am spus până acum, vedem că foarte mulți apelează continuu la manevrarea mijloacelor plastice, la a bate, la a insista asupra evoluției, asupra rafinamentului acestor mijloace plastice. Încercând să scoată din această frământare ceea ce are în spate, frământarea lui, dezorientarea, neșansa, neputința, sărăcia. Alții care dintr-o dată rezolvă problema raportându-se direct la ceea ce oferă natura, partea vizuală, plastică, cromatică, și pe care o ia și o reflectă la modul direct, supunând-o la ceea ce știe ca reguli de compoziție, de armonie, și își culege ca o albină direct din mediul înconjurător, elementul cu care se adresează publicul. Alții, care nu mai sunt, să zicem, mulțumiți cu ceea ce dă natura, nu mai sunt mulțumiți cu ceea ce poate să frământe în continuu din mijloacele plastice, și care încearcă să sondeze în dincolo de posibilitățile realității, să creeze o altă realitate, chit că e virtuală, chit că devine chimerică, chit că devine opresivă, continuă încearcă să depășească această limită a realității și să pătrundă prin simboluri, prin filozofie, prin elemente pe care le manevrează în posibilitatea de a comunica subtil, dincolo de ceea ce se întâmplă. E adevărat că pictura nu se povestește. Pictura este, o vezi, o ghici sau nu ghici, ea este elementul care se adresează direct. Dar, văzând situația în care ne aflăm noi, artiști, de zeci și zeci de ani, văzând situația în care se află publicul dumneavoastră, de zeci și zeci de ani, situația care, aceea că noi producem, aceea că publicul nu poate să cumpere, aceea că între noi există comunicare, dar această comunicare este totdeauna parată, limitată de ordine economică. De ce spun lucrul acesta? Pentru că mulți dintre noi încearcă să depășească această barieră, să facă pe placul lui public care are bani, dar n-are restul, și atunci ei încet, încet renunță la acea lume pe care o creează dincolo de lumea reală, iar ceilalți, cum zice turcul, turcul plătește, dom'le, dacă tot plătesc eu, atunci fac pe gustul meu. Dezbăteam problema că la Brăila s-a dezvoltat încă de la început și multă vreme după aceea arta pe placul onor clientele. Onor clientele care comanda și ducea mintea și posibilitățile financiare. Această onor clientele care a dictat începutul realiturilor plastice la Brăila sub forma unor copii, sub forma unor decorațiuni de case, interioare și mobilier, această clientelă se dovedește dintr-o dată, odată cu începutul anilor 1930-1940, se dovedește a fi o clientelă extrem de avizată din punct de vedere artistic, acea aristocrație cultă, care vine și cumpără lucrări de Naum, de Petrinevski, de Sorin Manolescu, de Mișa Gavrilov, lucrări care nu mai erau conform onor clientele, erau conform onor sensibilității artiștilor.
Acea aristocrație a dispărut, știți și dumneavoastră cum. Iar noi am rămas să facem ceea ce spuneam. Turcul plătește. Aceia care dintre noi și-au găsit drumuri, sprijinindu-se ca Vasile, pe limbană, pe tradiția românească, ca Giorgio, sprijinindu-se pe Onirii, pe Visător, pe o lume paralelă, ca Radu Cristi, ca Ionel Radu, care și-au creat un drum printr-o trudă continuă și printr-o evoluție continuă și printr-o acumulare continuă, devenind niște nume la această direcție și ca mulți alții care au rămas stabili și care au început să fie recunoscute prin ceea ce sunt. Cineva mă tot întreba odată că lucrările tale, tu care stil îl ai? Eu am stilul să n-am stil. Pentru că artistul nu mănâncă în fiecare zi fasole. În fiecare zi ai alt gust. În fiecare zi gândești altceva, în fiecare zi trăiești altceva, în fiecare clipă simți altceva. Stil. După mine, stil, acea trăsătură formidabilă este o formă autopastișar. Individul și-a intrat în mână și merge pe această direcție a lui sau altă și duce nicăieri. Pentru mine și pentru alții ca mine, duce acolo că sunt mulțumit, că m-am descărcat, că eu am spus ceva din mine. Și mai departe, vă mulțumesc celorlalți. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru vă mulțumesc.